Dragostea care înviază. Tu ești eu și eu sunt tu. Acesta era gândul nostru. Ce s-a întâmplat acum? Că tu ești tu și eu sunt eu, parthari. După muncile istovitoare, Mihaiul mu dormea somn de piatră, cu pumnii căpătâi, O visa pe Maria, se trezea. Apoi, iar dormea și iar o visa pe Maria. Se mai trezea odată și din nou o vedea în vis. Aștepta somnul ca pe o mântuire, acesta fiind locul unde se putea reîntâlni cu Maria. Într-o zi l-a întrebat pe Mendelstam. Maestre, dragostea adevărată cum arată? Dragostea adevărată, i-a răspuns acesta, vine ca un vârtej care te sui în ceruri te învârtejește, te amețește și, dacă nu înveți să mergi călcând pe nori, te prăbușește de sus și acolo rămâi la pământ, pe pământ. Vai de cel care a cunoscut zborul, nu-l mai uită și a nevoie de prinde, după aceea să mai pășească alături de ceilalți semeni pe drum și pe cărare. Am cunoscut tinere la viața mea și acest fel de zbor târât și eu am iubit pe cineva mult de tot, și Mașa m-a iubit, chiar dacă organizația de partid a interzis să mă iubească, pentru că aveam origine nesănătoasă. Părinții mei construiră înainte de Revoluție o rețea de aziluri și de orfelinate prin toată Rusia. Când am cunoscut-o, descoperisem că pot să merg pe ape fără să mă scufund. Odată era să mă nec, îi spusesem într-o seară, hai să ne ascundem pe lună. Iar dânsa pisicuța, fiind obosită după o zi de muncă la uzină, intelectualii urmau să deprindă munca la strung, mi-a zis, vreau să dorm. Și atunci eu mi-am pierdut echilibrul și m-am dus sub apă. Noroc de ea că mi-am dins mâna și m-a salvat. Prostuțule, cum să ne ascundem pe lună când ea nici n-a răsărit? Hai să mai așteptăm un pic. Iată, așa era mașa mă topeam după ea. Când ne-au despărțit, murisem. În loc să compun poezii de dragoste, compuneam poezii de moarte. Rimam iubire numai cu cimitire, zice și oftează. Am iubit-o cu adevărat abia după ce s-a stins. Dragostea aduce de multe ori după ea suferința nemăsurată, așa precum și suferința Poate aduce adeseori după ea iubire nemăsurată. Acum nu mi-ar mai trebui nimic altceva decât un somn greu ca pământul. Becul din mijlocul bărăcii se legăna de vântoasele de afară, iar Mihai Ulmu se gândea la Maria, în patul său tare de scânduri, învelit cu o plapumă găurită și groasă, își revelă în viața sa n-a fost mai fericit decât aici, departe de soare și de zări deschise, de câmpuri întinse, unduite de vânturi, de oameni dragi și ființe care l-au iubit. Acolo, la Poiana, știind că este admirat și că tot satul este cu ochii pe el, se strădui să nu-i placă cineva anume, ferindu-se în fel și chip să se implice sentimental. Cât de lași poți fi când o fericire neașteptată dă peste tine ca un camion în viteză apărut de după o cotitură și tu instinctiv sari în lături ca să te salvezi, își reproșa. Tot mai vie îi era impresia că o cunoaște de foarte de mult, de la începuturile lumii, doar că o uitase. A fost însă suficientă o clipă ca să-și o reamintească pe ea, cea din toate veciile. Mai trăia sentimentul ciudat că acolo, lângă stejarul lor, în acea poieniță, o iubi ca pe o vestală, pe chiar altarul sanctuarului, după care, ca pedeapsă pentru norocul la care nu avusese permis, urma să fie sacrificat. Era pregătit apariția Mariei o compara cu pierderea și regăsirea a ceva nespus de scump, devenit reper al întregii sale existențe. Maria i-a intrat în gânduri, în visuri, în suflet, că nu se mai aștepta să-și întâlnească marea lui iubire, întâia și unica lui iubire, întâia și unica ei iubire, Maria lui, Mihai, al ei. Se aflau în același oraș, dar atât de departe. Între ei se ridicau ziduri înalte, garduri de sârmă ghimpată, turnuri de pază cu soldați înarmați cu mitraliere, câini înrăiți pe niște oameni neputincioși. Și asta numai ca să nu fie ei împreună. Iubea cum n-a mai iubit pe nimeni vreodată. Era iubit cum nu-l mai iubise nimeni vreodată.